Am o propunere pentru amândoi. Vorbesc foarte serios și nu dau cu nimic înapoi. Să mă bată cu amândoi odată, într-o gală, în ce vreți, că pe stradă nu are rost, că n-am nimic. Ascultă-mă un pic. Bravo, să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu sănătate, ești puternic. Ascultă. Problema stă în felul următor, ca să înțelegi. Dacă toate acțiunile astea ale oamenilor s-ar fi bazat pe dau cu pumnul să omor un om, cum ar fi fost ăla care a inventat pastile anticancer sau care a inventat să opereze, tu înțelegi că totul nu se rezumă la bătaie, mă, că un Te-au scos, proces. Macaveli. Nu mai stai cum Băi, scrieți. Gata, te-au scos. Ți-au găsit ascult. motiv. O, Ascultă-mă. dar noi n-am inventat pastilii. Nu, frate meu. Nu poate, ascultă-mă, faptul că ești puternic ca să nu te faci și inteligent, ești doar puternic. Eu doar o chestiune de timp până te îmbârlic sau te păcălesc ca să faci o faptă, să te duci 2-3 ani pentru mine. Bă, prostul dracu, mai zic că ești șmecher, că tu nu ești șmecher, mă, să mor eu dacă ești Ba, șmecher. nici tu Nu nu sunt ești șmecher. șmecher. Eu nu Nici mai tu nu sunt, ești șmecher. Dacă n-ai șmecher. eu n-am fost niciodată șmecher. Ba da, ba vrei să pun video Da, cum bă, dar spuneai măcar că ăsta n-avea de niciodată în șmecher. viața mea n-am fost șmecher, n-am avut inimă să fiu șmecher. Ai înțeles? Eu nu am inimă să fiu șmecher, Bă, o șmecher intra cu înseamnă asta. dulceață de asta ieftine ca Nu să dulceață mai ții. ca să... Bă, prostule, căpcăunule, mă asculți? Ascultă-l pe Nu Ferraru ce pune spune și ia pace, și da sau învață. nu? Bă, ia și învață că șefii tăi au fost subalternii mei, prostul dracu care ești. Ascultă-mă. Aoleu, Te moară aoleu, familia mea dacă te dar vin. când îți Ascultă-mă, aveau... prostule, că eu nu te vin. Ascultă-mă că nu te vin, că altfel mă ia de ureche de aici, nu știi toate vorbele Ei, mele. dar cine știe, frate, că tu le spui la telefon, frate, îmi fac și eu treaba pe aici. A, îți dai seama că îmi fac Dacă vrei treaba, să mi-e capul și mai bagi pula mâna ta. în borsetele, mai dai și lor ceva. Eu? Da, pe ei am făcut plata toată viața mea. Toată viața mea. Să le dau și eu la muie la toți care Frate, le-am luat bani, Macaveli, care vezi le-am că dat nu bani. ai Auzi, nici auzi inimă. vorbă. Să le dau și eu la muie la toți care le-am dat eu bani vreodată de fric. Și dacă ești șmecher, și dacă nu ești șmecher. Că vreodată, mă, bă, tu realizezi Aici ce te vorbim. cred, da, ai vorbit bine aici. Eu Frate, vreodată să mai pleci fii 10 atent. lei fără Ai adresă, spus dar... că eu nu-ți Hai să deschid te învăț ceva, privada. te rog frumos. Te rog frumos, în sufletul nostru, să te învăț ceva pentru tine. Fii atent ca să înțelegi. Bă, frate meu, dacă ești pe TikTok și cer trandafir, eu îți spun pe punctul meu de vedere. Eu n-am fost șmecher, nu am inimă de șmecher și nu o să fiu niciodată șmecher. Știi de ce? Că șmecher trebuie să faci fapte, trebuie să calci pe cadavre și oriunde te duci trebuie să te respecte lumea de frică. Pe mine mă iubește lumea din admirație. Dar nu, Din nici eu primul nu sunt undeva, șmecher. îl știi pe Ferraru care și-a cerut scuze la Puffy, îl știi pe Ferraru care se îmbracă în colanț? Da. Mă duc, mănânc unde vreau, beau unde vreau, nu sunt în pericol, ai înțeles? Și atât. Tu când te duci undeva trebuie să stai încordat 10-15 inci la buchet între... Și să Dar moară copiii mei dacă te eu nu vin. s-aș Vine așa unul. face. Ascultă-mă! Da, eu m-am dus pe Trăiește-mă timpul viața singurel. frumos, mă, trăiește-mă, fii-mă relaxat, mă, n-ai nevoie, mă, nu te mai înconjura, mă, de șmecher, că o să fie primii care îți dă la cap, ca să fie mai șmecher ca tine. Ce dracu ești, mă, la patinaj artistic, mă, băi, am pretenții la... Tu ești Frate, băiat dar bun, înseamnă că eu... în cazul ăsta nici eu nu sunt șmecher, nu? Păi nu ești șmecher, că un șmecher, ascultă-mă ce spun, șmecheri în România sunt câțiva. Eu îi cunosc. Sunt câteva familii șmechere în România. Așa, unul Sunt. la unul nu prea este, nu? Sunt ciumeci. Dar șmechere când ești cu neamul. Și să-ți explic și de ce. Bou, dracu, Nu, caz. Când sunt vrei cine. să preiei lecții de șmecherie, întreabă-mă, că te învăț, Dar ca pe nu copilul trebuie, meu. trebuie, frate, că știi că... Ascultă-mă. Când te duci tu cu 10 tămbălăi de aia de-ai tăi de la țară, 10 cârcă de cal, dau cu pumnul, aista, te tau. Tu când te duci cu 10 aia și a scos un umbriceac și mai răsărit, a băgat 3-4 așa să te nebunească, ăia a fugit și te lasă. Dar Am dacă ăla e pățit, un am pățit, văr, am pățit. dacă e un frate, dacă pe lași tu pe vărul tău jos, când ești șmecher, ești șmecher cu neamul. De-aia sunt Bani, câteva am pățit familii asta, care sunt șmechere. m-am dus cu nouă la o bătaie și am pățit când au scos ăla o furcă, au fugit toți. Păi și Am atunci, pățit, nu știu. de ce vorbești de Da. șmecher? Șmecher ești când ai veri mulți, când ai neam mare, sau când ești făptaș și te costă pușcărie, a mâncat 20-30 de ani de pușcărie, eu tot șmecherii, ca, Doamne ferește, și-au apărat orgoliile cu pușcărie, nu se merită. Că băieții deștepți conduc lumea acum, nu se merită, dar e greu, mă, așa e lov să poți să zici că ești șmecher, mă, frate, ascultă ce fieram, nu Vezi, te mai face și minte. noi aici, frate, Asta suntem e. pe TikTok. Suntem pe TikTok, frate, nu trebuie să spunem mai E suntem un șmecheri. șmecher după platforma asta care este, pe platforma asta este. Ești un băiat bun, o tentativă de surcea din aia, nu știu, Uite, v-am zice acum de... ce eu am veri mulți, am neam mare și personal sunt șmecher. Uite, Bamba! ești o garofiță de război. Ascultă-mă, nu zic că nu ești frate, puteți să aveți neam, fapt, bă, așa. Problema este că E când vii bamba în un site de în ăsta de desconținut. socializare,
și când faci niște video și când apar și când dai explicații, eu nu l-am văzut vreodată pe Pănuțu, nu l-am văzut vreodată pe Caran sau nu l-am văzut vreodată pe Preda să vină aici să zică, băi, eu n-am văzut pe ăștia. Sau pe Ghenos, eu n-am văzut. Eu nu i-am văzut pe ăștia. Restul, pula mea, aia stă, aia e deranjat, știe ce trebuie să-ți fac. Ai înțeles? Nu mai vorbiți de șmecheri, că nu știu, ăștia-s câteva șmecheri. Acum nu te supăra, dar tu ești o garofiță de vazlui. Băi, frate, ascult un pic. Deci, până la urmă, vă scuzați într-un fel sau altul. Nu trebuie să fim șmecheri ca să ne batem. Doi, papagal, oricine poate să bată, băi, ascultă-mă. Poți să dai ia, fii atent. Păi da, dar vreau să mă cameri, frate. Bosule, ascultă-mă un pic. Eu nu sunt șmecher. Și nu sunt, afiar, îți spun o chestie. Oricine poate să bată, da? Poți să dai din braț așa, bam, 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 bam. Să mai scoși un briceag, mai te scui, mai pui mâna, mai îți bag mâna în ochi, mai mă fac că strig Marine Ioane, te uiți, îți bag un pumn. Că sunt haladit, eu am strada, te păcălesc, tu ești creier mic. Ascult, tot te păcălești și tot te tai. Dacă vreau să te tai, te tai. Dar ascultă-mă, poți să faci ceva să se bucure lumea când vii, să te iubească în admirație, poți să inventezi ceva? Nu, am alt content. Asta trebuie să faci, bă, prostule. Să fie la oameni drag să stea cu tine din suflet. Vino, bă, stai aici la mă. Băi, frate, eu am alt content aici, a trăiască familia voastră. Fiecare e tu, Barlechino, ăla, muzican. Da, mă, și tu ești o garofiță. Ascultă-mă, tu ești o garofiță de bază. Stai când dau asta jos, putu-te în gură. Păi o să chem descarcerarea să te scoată din training-ul ăla. Chemați, bă, descarcerarea, că nu. Bă, uite, știi cum e șmecheria asta? Uite, bă, s-a dezbrăcat în smartoială, uite, și-a dat aia jos. Acceptați-vă, știi cum e șmecheria asta? Vreau Macaveli, frate, să bate cu mine. Dar auzi că mai trebuie un om. Ești prietenul eu, vorbim mai frumos, dar numai calde. Ce să mă bat cu tine, mă, Moșaie? Ascultă-mă! Cum să mă bat cu tine? Adică am nevoie să mă bat cu tine, că pentru mine te omoară 100 de inși. Tu ești o garofiță de vazlui. Băi, în gală, mă, n-auzi, în gală ai spus Macaveli. Să moară familia mea de nu mă bat. Hai vorbește cu tovarășul tău. Eu nu mă bat, eu nu sunt zmardoi, ascultă-mă, eu nu sunt zmardoi, eu nu mă bat. Da, mă, i-ai scris tu Ferraru mesaj, frate, renunță, să cade obinii. Păi, Moșe, bă, fii atent, noi dacă mergem amândoi la medic, Moșeilov, și tu n-ai ADHD, eu să mă urmă familia mea. Tu dacă vorbești odată cu mine în alt termen, eu te bat, că zic că m-ai înjurat. Băi, ai ADHD, ești encefalopat. Bă, da, auzi, mă, Moșaielov, stai un pic, mă, că să... Uite, mă, Bogdan de la Ploiești, Dacă totul s-ar fi rezumat... Bă, invită Bogdan de la Ploiești, Nerixe, pizdo, semnează și tu, pizdo! Aș, mă, dacă totul s-ar fi rezumat la bătaie, cum dracu a mai fi progresat, mă, să se ajungă la tratamente de, uite, de insulină, să se ajungă să se scrie istoria asta, dacă totul ar fi mai la bătaie. Să zic ceva, Ferrari, tu să mă arăt cu șmecheria, stai mă un pic, Maca, să exprimă. Nu, dar puțin să spun unde greșești decât. Greșești pentru că tu, ca un om normal, nu ar trebui să te iei de ăștia bolnav cu autism. Tu nu poți să vorbești cu autiștii. Moșeilov are un autism de gradul 3, într-adevăr, slab, dar este un om cu probleme locomotorii. Adică... Ce dracu să fii mancioi interlopul? Mancioi! Te bag! Bă, da, așa mult îți dorești, mă, să fii interlop de ăsta? Mă, dar tu ce ai fost la mormântare? Erai cu steagul. Cel la mine, la Vaslui, sunt numărul 1. Voi la București, acolo, la voi nu puteți să fiți numărul 1. Eu nu pot să că e cel numărul 1 în România, nu la București, în România. Frățiorul meu, la București, acolo să pleacă capitalul, acolo vii să faci. Eu, frate... Șmecher-i poliția. Nu mai șmecher ca tine, nefăcând, ne dăm nicio palmă la nimeni. Și la București, la Craiova, și la Suceava, și la Madrid, și unde vrei tu. Și n-am dat o palmă la nimeni. Am stăpăcum, cei care vreți și că sunteți în căutare de agenție la... Voi acolo, numărul 1, nu o să fiți niciodată. Dar nici nu vrem să fim numărul 1. Că noi ne vedem lungul nații. Nu o să fiți în viața voastră numărul 1 la voi. Eu măcar la Vaslui sunt numărul 1. Păi dar nu, păi noi nu suntem băzmar, noi nu suntem șmeche, nu suntem interom, noi ne vedem lungul nasului. Păi nu, că am toate calitățile la Vaslui. Ce calități ai? Așa că îmi cer scuze, fraților, când o să ajungeți la categoria mea de șmecher, da, atunci să stați de vorbă. Acum deci, doar puteți să dați... Ia, acum mai ești, Ferrari, ia că m-ai enervat. Nu mai. Trebuia să fiți într-un oraș așa mare, ca să fiți așa mici. Te rog frumos.
Eu nu sunt, un om nu poate să repede, dacă un om de la tine de acolo e criminal, asta nu înseamnă că toți sunt criminali, dacă tu ești prost, asta nu înseamnă că toți vazluienii sunt proști, ai înțeles că tu ești curt în bandă și tot așa, nu poate să reprezinte un om un oraș, da? Orașul e reprezentat de primari, de alte societăți, de cutare, asta pentru tine. Doi la mână. Ștefan cel Mare, îmi pare rău că are... Am făcut doar o lună din pușcării, adică nu sunt încatalogat criminal, nu sunt catalogat. Noi nu suntem șmecheri, noi niște persoane care suntem iubite din admirație, oriunde ne respectă lumea până la omul ăla, nu vorbim de șmecherie, nu ocupăm teritorii. Exact termenul Arlechino. Termenul Arlechino. Lasă-ți pe Ferarul să tene, că spune bine. Hai să spun un termen așa. Și pot să se uite toți șmecheri din România așa. Poate să vină să mă trag un șmecher din România de ureche să-mi zică, bă, Ferarul e prost, sau să mă bage la plată pe mine, vreunul, vreunul, tot, din toți. Poate vreunul? Păi de ce? Din milă nu, dar așa, din orgoliu, da, poate. Mă, eu vorbesc strict șmecherește, la șmecherie. Poate? Păi nu, că când ți-o zgârie mașina, ai sunat la poliție. Ce să mai... Păi, uite, tocmai de-aia îți spun eu. Eu nu sunt șmecher, frate meu, mâncați și pula ta. Ai înțeles? Ferrari, nu deranjezi șmecherii.